Vreau să invit acum în scenă pe una dintre dinamicele poete, care este și prietena mea, pentru astăzi seară. Noi ne gândisem să pregătim un moment de muzică și poezie, adică să citească din poezia dumneaei și să și cânte și acompaniată de mine. A intervenit ceva, a avut niște probleme, nu am putut repeta, nu am putut pune programul la punct. Data viitoare, sigur, veți avea un mare recital de muzică și poezie cu cea pe care o invit acum în scenă și nu este nimeni alta decât Mariana David! Pilonul liric deja instituit mă obligă să citesc un poem din care, o să vă dați seama, transpare condiția artistului. Arcașul. Izbindu-se de statuie, pasărea a scăpat din cioc. Bobul ales din pădure a murit tăcută la picioarele arcașului cu bucle de piatră. Au trecut anii, din pământ s-a ridicat un copac, a înconjurat statuia cu crenguțe și crengi, trăia. Încet, încet, s-a clădit trunchi în jurul trupului de marmură. Au trecut anii, din cer au tot căzut ploi și zăpezi, vânturi au plimbat viața de la stânga la dreapta, a murit copacul, bătrân, cu ram putrezit, încet, încet. S-a sfărâmat, a acoperit mormântul vechi de pasăre uitată, abia atunci piatra a lucit luminii din nou. Arcașul a învins. Reținere. Mulțumesc. Reținere. Vezi un om trist, taci. Veselia ta îl poate otrăvi. Vezi un om vesel, taci. Tristețea ta îi alungă seninul. Doar în singurătate râzi și plângi, fără să doară. Dacă cerbul e nefericit, e nefericită pădurea. Dacă pădurea plânge, plânge muntele. Dacă piatra lui e tristă, la fel e temelia casei tale. Într-o casă atât de suferindă, nu stau oameni senini, dacă cerbul e nefericit. Mulțumesc! Aș putea vorbi ore întregi despre singurătate, despre lacrimi, doruri, trădări. Aș putea vorbi ore întregi despre arbori, pajiști, râuri, lacrimi, frunze, despre drumuri, cărări, trenuri, avioane și nori. Doar despre iubire nu pot vorbi. Orice sunet ar strica armonia, până și pianul plânge în gând. Nu vrea să-i tulbure tăcerea. Audiție. Nu s-a stins
primul arpegiu reverberează, clatină perdelele, valurii de aer se izbesc blând foșnitor de perete, aștept sunetul următor, mă las surprinsă. Nu e re major, e la minor. Ce trecere către uman, de la copac la cruce.